Caz bizar în Italia, unde în buzunarele unui bărbat care a murit cu aproximativ 5 ani în urmă, au fost găsiți 9000 de euro. Cadavrul a fost descoperit la Genova, aproape de aeroportul Cristofor Columb, pe un teren cu vegetație densă. Conform Digi24.0, muncitorii care curățau zona la sfârșitul lunii mai au descoperit rămășițele umane și au anunțat autoritățile. În următoarea lună au fost făcute investigații în urma cărora a fost descoperită povestea din spatele cazului șocant. În urma investigațiilor s-a stabilit faptul că trupul neînsuflețit îi aparține unui bărbat dat dispărut de sora lui în 2012. În decursul primilor ani de dispariție, poliția le-a localizat de câteva ori, stabilindu-se că acesta își schimba des domiciliul. Atunci, anchetatorii au ajuns la concluzia că bărbatul, care ar fi avut acum 84 de ani dacă ar fi trăit, a plecat voluntar de acasă pentru că nu mai voia să aibă legătură cu familia lui. O perioadă chiar a locuit în mașină pentru că voia să-și facă pierdută urma. Potrivit expertizei medico-legale, bărbatul a murit în 2017, iar rămășițele lui au rămas nedescoperite până acum. În buzunarele hainelor au fost găsiți și 9.000 de euro și actele de identitate ale bărbatului. Oficial, identitatea bărbatului va fi stabilită doar în urma unor teste genetice care sunt acum în curs de procesare, relatează digi24.ro.